Statele Unite comemorează 50 de ani de la asasinarea președintelui John F. Kennedy, eveniment care a șocat întreaga lume și probabil a schimbat cursul istoriei. Președintele a fost împușcat mortal pe o stradă din Dallas, în timp ce își saluta admiratorii dintr-o mașină deschisă. La mormântul său din cimitirul național de lângă Washington vor fi depuse coroane de flori. Barack Obama și Bill Clinton au omagiat deja acum două zile memoria fostului președinte democrat. Ceremonii comemorative vor avea loc de asemenea la Boston și pentru prima dată la. Dallas chiar la locul asasinatului.